Despre această temă discutăm chiar acum cu domnul Radu Miruță, deputatul USR. Bună seara! Bună seara! Ce puteți să ne spuneți în legătură cu această decizie atât importantă de a merge singuri la alegerile importante de la finalul anului? Este decizia care a reușit să genereze o unitate în USR pe care eu n-am mai simțit-o de când a făcut USR-ul cu Șordan. USR-ul a trecut prin tot felul de alianțe, cu tot felul de nuci înghițite prin județe, în care pentru o chestiune bine într-un județ a trebuit să ne asociem în alte județe cu niște oameni pe care colegii noștri acolo nu i-ar fi primit ca criterii de admitere în USR și au trebuit să lucreze cu ei prin intermediul unei alianțe pentru un bine justificat în alte părți unde alți colegi erau de bună calitate. Decizia de astăzi, propusă de Elena Lasconi și susținută de întreg biroul național, a reușit să genereze o unitate în toate filialele din țară. Este o energie fantastică în USR pentru faptul că, efectiv, acum toate motoarele sunt pornite, nu mai există suspiciuni cu privire la binele dintr-un județ pentru răul din alt județ. Oamenii sunt determinați. E o chestiune care a generat pornirea de semnături deja astăzi după amiază. În multe județe din România s-a plecat pe stradă pentru a strânge semnături. Ne facem campanii așa cum am fost noi determinați să intrăm în politică, văzând ce se întâmplă în jurul nostru. Că cei mai mulți dintre membrii USR s-au implicat în USR tocmai pentru că erau deranjați de ce se întâmpla în spectrul politic, în viața lor, în viața familiile lor. De fapt, USR a rămas singura forță politică care se opune PSD-ului și eu cred că asta o să conteze acum mult mai mult decât la alegerile locale, unde oamenii au votat cu gândul la vecinul de apartament, la colegul care a fost primar sau pe listele altui partid politic, însă judecata în mintea celor mai mulți oameni în România la alegerile prezidențiale se pune pentru PSD sau împotriva PSD. Iar împotriva PSD nu are nimeni un mesaj mai credibil decât Elena Lasconi, care nu a fost la braț cu domnul Ciolacu, care conduce un partid care niciodată nu a fost de acord cu politica Partidului Social Democrat și care nu are pe zona asta anti-PSD pe nimeni altcineva mai credibil. Partidul Național Liberal este un partid care, să nu uităm, că de 3 ani de zile este cot la cot cu domnul Ciolacu. Este partidul care a avut ministrul de finanțe, PNL, care a încuvințat cele mai antiliberale măsuri în acest guvern. Știu că ustură foarte tare eticheta asta de a fi stat 3 ani de zile cu PSD, dar ce să vă zic, după fapte și răsplată, fiecare pasăre pe limba ei își plătește prețul. Partidul Național Liberal a părăsit interesele liberale din România și este foarte stânjenit acum de istoria avută alături de Partidul Social Democrat. De aceea noi suntem foarte determinați, avem un candidat care emană empatie, care înțelege oamenii, care știe să coboare la firul ierbii și care astăzi are în spate un întreg partid din toate fostele tabere despre care se vorbea. Astăzi nu mai există decât Elena Lasconi, candidat la președinție, pentru care toți din biroul național, președinți de filiale județene, consilieri locali, județeni parlamentari, vom munci și vom arăta că în România mai există șansă. Mulțumesc pentru această intervenție. Radu Miruță, a fost deputată USR. Mergem mai departe.